Bine v-am găsit! E timpul știrilor și emisia Primului Post Nistrean de televiziune este continuată de redacția Emisiuni în limba moldovenească. Iată care sunt principalele teme de referință. Milițienii râbnițeni au făcut bilanțul activității în anul 2012. Șeful administrației municipale Benghir, Iurie Gervaziuc, s-a întâlnit cu veteranii războiului, muncii și ai forțelor armate. Darea de seamă electronică la întreprinderea de încălțăminte Floare a avut loc ședința de lucru a vamișilor și reprezentanților firmei. Milițienii râbnițeni au făcut bilanțul activității în anul 2012. În perioada analizată a fost întreprinsă o serie de activități pentru prevenirea infracțiunilor, combaterea și descoperirea delictelor. La unele capitole au fost obținute rezultate pozitive. 841 de infracțiuni, cu 4,7 mai mult decât în anul 2011. Numărul celor deosebit de grave a scăzut cu 25%, al celor grave a crescut cu aproape 40%. Delicte în locuri publice au fost comise 48, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, cu 4 mai puține. Din ele în stradă, 28, adică cu 13 mai puține. A crescut numărul infracțiunilor comise în asemenea direcții ca furt de automobile, violuri, escrocherii. Numărul infracțiunilor descoperite a rămas la nivelul anului 2011, adică 95,1%. Printre direcțiile prioritare de activitate pentru anul 2013 vor fi siguranța rutieră, lupta cu traficul de droguri, tranzacțiile valutare ilegale. La fel prioritar în anul 2013 va fi și lucrul cu minorii. Secția afacerilor interne din Râbnița, conducerea și efectivul au făcut față îndatoririlor de serviciu. Despre aceasta ne vorbesc indicii destul de înalți ai activității de serviciu. Au fost menționate acele direcții care cer perfecționare. Îmbunătățirea calității lucrului milițienilor în localitățile rurale, intensificarea activităților de identificare a cazurilor de consum al alcoolului în locuri publice, descoperirea crimelor comise anterior. Aceste și alte recomandări au fost făcute efectivului miliției râbnițene din partea reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne și Conducerii Raionului. Ex-ministrul Sănătății și Protecției Sociale al Republicii Ion Tkachenko este dat în căutare. Despre aceasta anunță Comitetul de Anchetă al Republicii. Fostului șef al departamentului îi se incriminează abuzul de împuterniciri de serviciu, la fel de lapidarea proprietății de stat în volum extrem de mare. Tkachenko este învinuit de abuz de împuterniciri de serviciu și de lapidarea mijloacelor bugetare în volum extrem de mare. În cadrul realizării programului de stat oncologie, perfecționarea ajutorului oncologic acordat populației pentru anii 2006-2012, adoptat de Sovietul Suprem al Republicii Moldovenești-Nistrene. Potrivit datelor organelor de anchetă, în octombrie și decembrie 2005, ex-ministrul, prin firma aflată sub controlul său, a procurat preparatul oncologic cisplatină din contul bugetului republican. Preparatul a fost procurat în cantități excesive și cu un termen apropiat de expirare. Toate loturile de medicament au fost repartizate prin instituțiile medicale nistrene. În perioada 2005-2007, o parte din preparatul dat a fost utilizată pentru tratarea bolnavilor oncologici, iar marea parte a preparatului n-a putut fi utilizată din cauza expirării termenului. Crima, potrivit Comitetului de Anchetă, face parte din categoria celor grave și deosebit de grave, cu termenul maximal de pedeapsă de la 7 la 12 ani privațiune de libertate. Potrivit anchetatorilor, acum fostul ministru al Ocrotirii Sănătății se află în căutare. Față de el, până aceea, a fost aleasă măsura de reprimare, arest. Șeful administrației municipale Benghir, Iurie Gervaziuc, s-a întâlnit cu activiștii Uniunii Veteranilor Războiului, Muncii și ai Forțelor Armate. Aceasta este cea mai numeroasă organizație obștească din oraș, care există mai bine de 25 de ani și e numeră peste 1400 de membri. Cele mai stringente întrebări cu care se confruntă veteranii au fost expuse conducătorilor orașului în luna noiembrie trecut, când organizația a marcat 26 de ani de la fondare. Majoritatea întrebărilor înaintate la noua întâlnire au avut caracter social. Nivelul vieții, asigurarea medicală, asigurarea cu produse alimentare a veteranilor, atenția societății față de veterani. Toate acestea sunt întrebări vitale pentru toți membrii organizației noastre.
La întrebările veteranilor au dat răspunsuri serviciile de profil. Conducătorii lor au fost invitați la întâlnire pentru a explica situația la moment. Spre exemplu, serviciile cu înlesniri ale centrului curativ. Investigații de laborator cu înlesniri în anul trecut au fost îndeplinite 1315 pentru bolnavii onco, copiii orfani, veterani, însă doar 50% din mijloacele folosite au fost finanțate de administrația orașului. Când avem posibilitate, noi nu refuzăm nimănui, însă finanțarea nu este suficientă. Pentru veterani aceste servicii vor rămâne fără plată, a explicat șeful administrației municipale. Finanțe vor fi găsite de către conducerea orașului. Încă un șir de întrebări au ținut de gospodăria comunală, antreprenoriat, comerț. Veteranii sunt indignați de antisanitaria de la piețele nesancționate și unele locuri publice. Conducătorii serviciilor corespunzătoare au primit sarcini concrete de rezolvat. S-a menționat că va fi organizat un for cu participarea tuturor organizațiilor obștești. Va fi întocmit un plan de lungă durată de dezvoltare socială-economică a Benderului. Scopul întâlnirii este întocmirea unui program complex de dezvoltare social-economică a orașului cu perspectivă de lungă și scurtă durată. Este necesar să enumerăm chestiunile ce vor fi incluse în program, care prevede dezvoltarea tuturor sferelor vieții orașului. Veteranii au propus să fie folosită practica lor de viață în rezolvarea problemelor orășenești, căci doar cu puteri comune vor putea realiza cele planificate. La întreprinderea de încălțăminte Floare a avut loc ședința de lucru a vameșilor și reprezentanților firmei. Tema de bază, organizarea și prezentarea în organul VAMAL a dării de seamă electronice pentru controlul VAMAL. În ce mod aceasta va simplifica interacțiunea vamei și businessului, aflăm în continuare. Obținând privilegiul în formă de eliberare de la taxa vamală la materia primă adusă în țară pentru propria producere, agenții economici sunt obligați să respecte anumite reguli. Una din ele este prezentarea la vamă a unei dări de seamă privind scopurile utilizării materialului adus. La întrevederea vameșii și reprezentanții firmei au discutat trecerea la sistemul electronic de prezentare în vamă a unei asemenea informații. Fiind la curent cu datele electronice din programele evidenței contabile și de depozitare, organele vamale vor putea la distanță verifica întreg procesul de prelucrare a materiei prime în producție gata. Am prezentat totul în formă tipărită, la fiecare model, la fiecare material. Eram nevoit să luăm cu noi o mapă voluminoasă în organele vamale. Noi trebuia să adunăm toate acestea, iar inspectorul să le verifice. În cazul dat, aceasta va simplifica procesul. Reprezentanții Comitetului Vamal de Stat remarcă, trecerea la evidența electronică va permite să fie optimizat sistemul actual de control al mărfurilor. În lucrul bazat pe transparență sunt cointeresați atât Vama, cât și cercurile de afaceri. În calitate de conducător, sunt cointeresat ca materialele pe care le primesc în bază de licență sau convențional să fie la control. Normele de utilizare, cantitatea, termenele și alte poziții. Proiectul pentru interacțiunea electronică cu întreprinderea va fi realizat după soluționarea tuturor întrebărilor tehnice. Se planifică ca o asemenea schemă să fie utilizată de către Comitetul Vamal de Stat și cu alți agenți economici. Colaboratorii Departamentului Luptă cu contrabanda avamei din Râbniță au reținut un bărbat judecat anterior care a încercat să aducă droguri din Moldova în Nistrinia. Detalii în secvența următoare. Incidentul a avut loc la punctul de trecere podul din Râbnița. Colaboratorii vamei au acționat conform planului operativ, orientat spre reținerea unei persoane concrete, judecată anterior pentru păstrarea drogurilor. Suspectul venea din raionul Șoldenești la Râbnița cu taxiul. În timpul examinării automobilului, simțind primejdie, el a aruncat pachetul sub banchetă. După cum a fost demonstrat ulterior, în el se aflau 5 pahare de marihuana cu greutatea de 200 grame. Pentru început, bărbatul a încercat să dea vina pe șoferul taxiului, însă mai târziu și-a recunoscut vina. A fost intentat un dosar penal, au loc acțiuni de cercetare. Organele vamale ale Republicii Moldovenești-Nistrene și în continuare intenționează să lupte cu traficul de droguri. În 2012 au fost intentate 12 dosare penale pentru contrabanda de droguri. Cea mai mare parte din stupefiante au fost de origine vegetală. Au fost depistate și droguri sintetice. Potrivit informației Direcției Lupta cu Contrabanda a Comitetului Vamal de Stat, în total în anul trecut au fost sustrase mai bine de 2 kg 300 grame narcotice și mai bine de 3 kg de alte substanțe. Potrivit statisticii, 96% din cazurile de contrabandă sunt droguri aduse din Republica Moldova.
La 27 ianuarie, membrii uneia din cele mai numeroase mișcări obștești din Republică, Uniunea Moldovenilor, vor marca jubileul de 20 de ani din Ziua Fondării. În această perioadă au fost inițiate și organizate sute de acțiuni, festivaluri, concursuri. Plugușorul la Tiraspol, Hora Toamnei, Fluierul Inimii Mele sunt doar unele din ele la care au participat mii de copii și tineri, cei care își iubesc cultura, limba și baștina. Astăzi, la o conferință de presă, au fost făcute bilanțurile activității acestei mișcări obștești. În perioada dată au fost realizate o mulțime de idei, menite a păstra poporul moldovenesc ca etnie, a dezvolta cultura, limba și tradițiile. Hora Toamnei, Tezaurul Sacru al Republicii, Ora Plaiului, Baștina sunt doar unele din ele care s-au bucurat de succes. În cadrul acestei acțiuni participă mai multe colective. De exemplu, anii precedenți au participat cei din Butor, din Tașlâc, la fel și-au revăzut iată anume aceste tendințe de a iubi și a stima pe cei în vârstă, cei în etate, pe veteranii noștri. Dar anul acesta am pus accent mai mult pe tradiții și obicei. Adică folclorul trebuie să fie o linie roșie în toată activitatea Uniunii Moldovenilor. Fiecare din concetățenii noștri se poate încadra în proiectele și activitățile inițiate de membrii Uniunii. Tot depinde doar de crezul, voința, dragostea față de țară. Mă adresez tuturor pedagogilor a orașului Tiraspol și a școlilor și a școlilor profesionale să nu rămâneți undeva acolo în instituțiile dumneavoastră, să colaborăm, să lucrăm, căci dacă vom fi toți împreună, vom avea putere de a promova limba în nistrenia noastră și vom avea realizări și succese frumoase. Membrii Uniunii la ședință au vorbit despre principalele sarcini, care rămân actuale. Menținerea statalității și independenței Republicii, păstrarea limbii moldovenești, dezvoltarea instruirii în limba maternă. Mișcarea noastră obștească Uniunii Moldovenilor, mai ales, mai îndeosebi, aș sublinea ultimii 10 ani de când a venit Valerian Tulgăra, a înfăptuit extraordinar de multe activități, festivități și manifestări în viața moldovenilor. Despre noi știu nu numai la noi Republică, ci și departe de el. Știți doar că, dacă nu mă știu, 3-4 ani urmă, președintele nostru a semnat un acord tripartit cu Uniunea Ucrainenilor și cu comunitatea obștească rusă. Acest acord este în vigoare și până astăzi. Astăzi, statul acordă atenția cuvenită școlilor naționale, contribuie la dezvoltarea lor, alocă mijloacele necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de studii. În anul 2012 nu a fost închisă nicio școală, clasă moldovenească, cu toate că completarea multor din ele este insuficientă. Dacă vorbim despre situația cu manualele, cu toate cele ce ține de procesul de instruire, astăzi va fi așa un păcat să ne plângem că nu avem manuale. Pare-mi că noi suntem cei care suntem îndestulați la 120%, dar dacă să-l desfășurăm pe acest procent, unele obiecte au foarte multe manuale, altele practic nu au deloc. Avem unele probleme cu obiectul fizic, unele probleme cu geografia în clasa 10, unde nu avem practic manual. Sunt un șir de probleme. Avem probleme cu manualul de algebră pentru clasele 10-11 pentru a pregăti într-o sistemă și avea o continuitate pentru pregătirea examenului unic. Cu alte cuvinte, de realizat mai sunt încă multe. Și astăzi, reprezentanții Uniunii Moldovenilor din raioanele țării au discutat planul de lucru pentru anul viitor. Atât pentru această ediție. O seară plăcută în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 19 ianuarie, se așteaptă timp noros. Va ploua pe alocuri puternic. Vântul va sufla din sud cu viteza de 7-10 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord 0 plus 2 grade, ziua plus 1 plus 3. În capitală, noaptea 0 plus 2 grade, ziua plus 2 plus 4 grade.